Salutare din nou, dragi investitori, bine v-am regăsit! Astăzi vom vorbi despre trei lucruri foarte importante care s-au întâmplat de-a lungul lunii iulie și la începutul lunii august, și anume despre un moment istoric cu privire la evoluția prețurilor, despre evoluția dobânzilor și, nu în ultimul rând, despre cum evoluează vânzările în piața imobiliară, deoarece se aude că piața imobiliară s-a blocat și vom vedea dacă într-adevăr acest lucru este adevărat. Hai să începem! Și iată cum suntem foarte norocoși, dragii mei, să asistăm la un moment istoric, și anume la faptul că după prima dată, după ce a trecut criza din 2008 și mai precis când a început piața imobiliară să crească din 2014-2015, asistăm la o scădere a prețurilor apartamentelor vechi în principalele orașe din țară. După cum vedem, la apartamentele vechi în București, prețurile au scăzut, nu cu mult, 1-2%, dar important este că acest lucru se întâmplă la toate tipurile de apartamente, fie când sunt garsoniere, 1, 2, 3 sau mai multe camere, la toate apartamentele au crescut. Și vedem și în Cluj, da, dacă a început să scadă în Cluj, da, de la 2400 de euro metru, 0,3, 0,4, important că acestea au început să scadă. Da? Dacă până acum vedeam că prețul apartamentelor scădea cu, de exemplu, se căutau apartamente cu două camere sau cu trei camere în pandemie și prețul acestora creștea, chiar dacă se spune la garsoniere, acestea scădeau, vedem că acum acestea scad pe toată linia. Și dacă scad și la Constanța, în momentul în care toată lumea este la mare și apartamentele pentru investiții și pentru închiriat se caută foarte mult, logic, în această perioadă, ne dăm seama că ar trebui să ne punem un semn mare de întrebare. În ceea ce privește creșterea dobânzilor, vedem că Banca Națională a crescut luna aceasta la început pe 5 cu 0,75% dobânda de referință, a ajuns la 5,5, vedem aici, ceea ce a dus la, bineînțeles, și la o creștere în continuare a roborului. Da? Făcând o comparație cu anul 2008, când roborul era cam cât e acum inflația, 15%, un robor acum de 8,14% nu pare foarte mult, deși atârnă foarte greu în buzunarul multora dintre noi. Dacă ne uităm la inflație, haideți să vedem cum a fost inflația în 2008. În 2008, atunci când începea criza, inflația era 7,9, iar în 2009, când criza era în floare, inflația era de 5,6%, deci mult mai mică decât acum, să spunem cam de 3 ori mai mică, și vom vedea de ce spun acest lucru, deoarece salariul în 2008, și ne uităm aici la luna, hai să ne uităm la luna mai, da, în mai 2008, salariul era 1248 de lei, da, iar în 2022 este 3928, deci cam de 3 ori mai mult avem acum raportat la euro. Deci raportat la euro, în 2008 un euro era aproximativ 3,5 lei, iar acum este 4,9. Deci dacă era 148, vine undeva la 350 de euro, iar acum este aproape 800 de euro. Ideea de bază este că ne putem aștepta la o scădere a prețurilor apartamentelor, a imobililor în general, chiar dacă în 2022 câștigăm în euro de 2,3 ori mai mult decât câștigam în 2008, da? Deoarece roborul este în creștere. Ia uitați-vă, de la 1,6 până la 8,14. Da? Și va continua să crească, din păcate. Să sperăm că totuși nu va ajunge la acea limită teoretică de 15% de care avem nevoie pentru a scădea inflația, și aceasta va, și sunt semne că inflația va începe să scadă începând cu primăvara anului viitor.
În această conjunctură ne putem aștepta ca de-a lungul anului 2023 dobânzile să rămână oarecum constante, chiar dacă Mucurii Sărescu, în cadrul raportului asupra inflației, din câte am auzit și vă recomand să îl ascultați, a spus că băncile sunt lacome și au crescut artificial roborul, lucru cu care nu sunt neapărat de acord, având în vedere creșterea inflației și, bineînțeles, chiar creșterea dobânzii de referință făcută chiar de domnul guvernator. Iar acest lucru se va reflecta, bineînțeles, și asupra vânzărilor și să vedem cum au evoluat vânzările în luna iulie. Și deoarece tot auzim în ultima vreme că piața imobiliară s-a blocat, haideți să vedem cum stau lucrurile pe statistici în realitate. Dacă ne uităm la ipotecile pe luna iunie, vedem ceva interesant, și anume faptul că acestea în București și Ilfov au fost 6454 în iunie și 5500 în iulie. Practic au scăzut. Da, iar această creștere de la 21.397 la 23.656 este dată de câteva orașe mai micuțe, cum ar fi Vrancea, care a crescut de la 164 la 1139, sau Brăila, 275, și a crescut practic de 10 ori, o creștere spectaculoasă, la 1835. Clujul a rămas, a crescut puțin, da, de la 1003 la 1187, ceea ce înseamnă că oamenii încă mai au bani. Cumpărătorii știm că există o cerere în piață și acest fapt ne confirmă că încă există bani în piață și oamenii își doresc să achiziționeze imobile. Și să trecem mai departe la vânzări. Practic acestea au crescut din luna iunie. În iulie de la 52.000 la 57.000, da? Având în vedere că anul trecut au fost 59.000, putem spune că practic piața a scăzut, dar în mod nesemnificativ. Da? Deci nu a putea trage o concluzie a faptului că piața imobiliară este blocată. Dimpotrivă, există o dinamică destul de sănătoasă, ceea ce probabil că se va perpetua și spre sfârșitul anului 2022, urmând ca din 2023, în funcție 2023, în funcție de evoluția inflației și a ratelor dobânzilor, practic a ratelor pe care le avem de plătit la bancă, să vedem dacă acestea vor fi sustenabile pentru cei care vor să facă un împrumut bancar, deoarece piața imobiliară, bazându-se în mod majoritar pe banii, pe cumpărătorii care dispun de bani cash, cu siguranță nu se va bloca, dar avea o încetinire spectaculoasă, ceea ce va face foarte multe proiecte și multe firme care activează în domeniul imobiliar să își înceteze activitatea. Dar să sperăm că totul va fi bine și ne bazăm pe acest apetit crescut al românilor pentru investiții imobiliare și în 2023. Și pentru a concluziona, putem spune că pe un fond de incertitudine a pieței financiare și de creșterea dobânzilor, asistăm la o ușoară scădere a prețurilor imobilelor, aflându-ne totuși într-o piață imobiliară destul de activă și dinamică, oarecum în contradicție cu ceea ce se întâmplă pe piața bancară și la ce ne-am aștepta în aceste timpuri destul de tulburi. Și cam asta a fost pentru astăzi, dragii mei. În următorul videoclip vom vorbi, de fapt voi răspunde unei întrebări care mi-a fost adresată, unei solicitări într-un comentariu dintr-un videoclip, și anume vom vorbi despre cum să îți începi o afacere în domeniul imobiliar, cum să intri în acest domeniu și cum să îți deschizi un business, o agenție imobiliară pentru a avea succes în acest domeniu. Vă îmbrățișez cu drag, vă urez multă sănătate, în continuare o vacanță plăcută și ne vedem în episodul viitor.